Timp de două zile, atleții din județul Suceava au luptat pentru medalii la Campionatul Național de Atletism pentru Juniori 1, ce a avut loc în weekend la Pitești. Trei dintre sportivii ce aparțin cluburilor din județul Suceava au reușit să urce pe podium, câștigând patru medalii, din care una de aur, două de argint și una de bronz. Clubul Sportiv Municipal Suceava a avut doi dintre medaliați, în timp ce al treilea a reprezentat Clubul Sportiv Universitar din Suceava. Astfel, sportivul Andrei Gafița, a antrenat la CSM Suceava de Radu Mihalescu, a reușit să devină campion național în proba de 10.000 de metri marș cu timpul de 48 de minute și 50 de secunde. Antrenorul Radu Mihalescu a declarat că elevul său a făcut o cursă tactică pentru a câștiga medalia și nu a forțat pentru un timp foarte bun. Asta mai ales că în acest an Andrei Gafița a stabilit un nou record național în această probă, 42 de minute și 49 de secunde la campionatul european de junior din Suedia. Sucevenul a avut un sezon foarte bun până în prezent cu 6 medalii în competițiile naționale și un loc 3 la Balcaniadă. O evoluție foarte bună a avut-o și câmpul ca Gabriela Andreea Doroftei, antrenată la CSM Suceava de în Pău. sportivă ce a urcat de două ori pe podium la aceste naționale, deși este încă junioară 2. Andreea a reușit la finalul unui sezon foarte lung și încărcat să obțină medaliile de argint în probele de 1500 și 3000 de metri la prima din probe, colega sa Cornelia Nisioi terminând pe locul 4. Cea de-a patra medalie a fost câștigată de sportivul de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava, Ionatan George Zanfirache, în proba de aruncare a discului. Atletul antrenat de Ion Zanfirache a reușit să câștige bronzul cu o aruncare de 44,85 de metri.